Care e primul? Trebuie să stai de la intrare. S-a blocat aici. Asta, nu? Da. Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip. A sosit momentul să începem sacrificatul curcanilor. Astăzi o să tăiem primii 2 sau 3, cât tăiem? 2-3, vedem. Curcani și curci. Bine, avem doar 2 curcani, atât s-au nimerit în anul acesta. Avem 10 păsări de carne. Și ăla din spate, ce greu mergi. Asta curcă. E o curcă. E o curcă asta mare. Asta e curcan. Am luat 10 pui de curcan, 10 avem în continuare ajuns maturi, să zic. Și s-au nimerit 8 curci și 2 curcani. O să începem cu un curcan. V-am mai prezentat și anul trecut și o să fac și asta, facem așa o tradiție. Să-i cântărim, să nu vă arăt procedeul cum se sacrifică, na. Dar vă arăt cum îi bag eu un sac. Avem un sac tăiat pe fund și în partea asta, într-un capăt, le fac o gaură ca să pot să-i scot capul și să-l țin mai ușor, pentru că e foarte greu de ținut. Așa poți într-o singură persoană să nu stea unul să ține de picioare, altul de cap și altul să facă ce trebuie. Pur și simplu băgăm capul. Hai așa. O să le iau așa de cap. Deci bag mâna, cea mai ușoară variantă. Stai că se sperie și să nu jucă picioare sau ceva și așa merge greu. O să le iau de cap, băgăm cap aici în sac. Așa cu sacul ăsta. Dar stai să vezi că s-a tăs și sacul mic, că e foarte greu, e voluminos. Și acum nici nu se mai zbate, dar nu, hai să intre. Băgăm așa frumos. Haide, mă. E greu să te bați cu el. Așa, picioarele. Pieptul. Hai așa. Da. Cea mai ușoară metodă, că nici nu-l rănești, nici pe tine nu te rănește. Dau ce picioare are, ce picioare groase are aici. Dai un focus, ia uite. Ce pulane are. Ia uite cât a... E cât mâna mea talpa. E mare tare. Ia uite. Ce picioare are, ce zdrave ne sunt degetele groase. Gata, el acum nu se mai poate mișca. E și primul băiete. Un curcanel. Moț frumos. O sacrificare rapidă, fără să-l chinuim. Da. Și după care începem să-l jumulim, o să-l punem în oală și o să continuăm filmarea. Deci o să fac treaba asta cu primii 2 curcani. Tăiem azi băieții. Au, ce frumos. Sunt foarte blânzi, dar asta e viața, trebuie să mâncăm. Locuim la țară, e ceva normal. Să-l punem pe cântar așa sau după ce-l tai, ca să nu se zbată. Să vedem. Luăm foarte... Aude, curcanul. Da. Nu știu cât de bine se vede. Nu văd? Da. Bun. De aici oprim filmarea. Avem primul curcan. Am adus cântarul. O să-l pun pe cântar. E pe zero. Nici nu-i pornit. Merge. Gata. Dar abia se vede că e în... Nu se vede foarte bine că e soarele. Bun. Primul cântar, primul curcan, auzi. Stai așa, acum trebuie să-l iau ca să pot să văd. 17.35, nu știu dacă se vede. S-a văzut, se vede? A dispărut. 17.35, 17 kg. 17 kg, să zicem, da. Au, îți luați la final de mai sau în iunie? Iunie. În iunie îți luați, nu? Da. Deci în iunie, la începutul în iunie îți luați. Bun. 4 luni, 5 luni au. 6, nu, 5, 6, cât au? Nici nu mai știu. Păi iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 5 luni. Că suntem... Dacă e elat în iunie, până în iulie e o lună. Bine, iulie, august, septembrie, octombrie. Da, da, la începutul lui iunie ei aveau deja vreo 3 săptămâni. Deci au 5 luni. Da. La 5 luni. Curcanul versus pe 1. Fight. Nu se bat, dar sunt curioși, așa, s-au apropiat unul de altul. Da. O să băgăm la... înmuiat. Curcan colorat, da. O să băgăm... uite, cad frunzele de la nuci. Opărirea curcanilor. La orice pasăre trebuie opărită.
să se poată jumulească, să se jumulească cum trebuie penele. Da, deci noi ăștia au 5 luni. Anul trecut i-am cumpărat în aprilie și am tăiat tot prin octombrie-noiembrie și au ajuns la 20-22 de kilograme curcanii masculi. Numai că acum, având doar 5 luni, automat o lună, două în plus contează la creștere, dar noi nu ne interesează la ce greutate ajung, ci să ajungă toți sănătoși, mari și media, să zicem că e o medie de 14-15 kg, curcile au poate 12-14, dar sunt curci care au 15 kg, unele sunt chiar foarte frumoase. O să vedem, momentan am tăiat ambii curcani, o să-i pârlim, o să înceapă operațiunea de jumulire, de tăiere, de porționare. Și facem și o curcă mai după sau trei? Așa doi momentan. Bine, ce curios sunt. Pe unul e curios tare. E foarte blând. Al doilea curcan l-am băgat la opărit. Ăsta are 15 kg și 100. E mai micuț. Dar, sincer, avem vreo 2-3 curci care mi se par mult mai mari decât curcanii. Nu știu, cel puțin 15 kg, cred că sunt două curci. Sunt mult mai pătrate, mult mai scurte pe picioare, dar sunt voluminoase, sunt mari. O să vedem în momentul când o să ajungem și la ele. Dar v-am spus, nu contează că au 15, că au 10, că au 20, 30, cum se laudă unii. Nu mă deranjează. Important e că toate au trăit, sunt sănătoase păsările și ne bucurăm de carne pe care o avem de la noi. Așa arată cei doi curcănei, curățați, acum trebuie pârliți. Ia uite cât a fundul. Pârliți! Ai înțeles că am zis altceva? Da, uite cât a fundul, cât a picioarele. Da. Ceea ce stai, că acum am înțeles ce ai zis tu. N-am înțeles prima dată. Da. Ok, cam asta ar fi curcănii. Și pisicile vor și ele câte o bucățică când începem să îl tăiem. Vedeți ce se adună aici, toate ca de obicei? Da, nu sunt toate acum. Ia uite, una, două, trei, patru, uite aici. Imediat vin, ia uite. Hai că se iau la bătaie acum. Mai lipsesc. Hai, mai vine una. Chemarea. Și mai lipsesc. Care lipsește? Ia uite, alea să bat. Bătaie, faceți pariuri. Asta portocaliu se bate. Da. Da, cine e? Pufi lipsește. Da. Curcanii sunt spălați, curățați, pârliți. Și acum începe porționarea. Ia uite-l cât e de mare comparativ cu palma mea. Deci cam așa se prezintă, deci numai o aripă e cât palma. Da, sunt foarte frumoși, carne albă, curată și cu satârul acum, pam, pam. Deci care șorică la porc. Cum să... Da. Frumos. Imaginați-vă, uite cât masă, aproape. Ai înțeles tot ce e, da? Prea are mult sânge. Pulpa. Ce carne frumos. Uite. Ochi albaștri. Ia-te pisica. Doamne, ce ochi frumoși au. Albaștri, verzi, pe portocaliu, după culoare. A plecat cu gușa.
A luat gușa și a plecat cu ea. Băi, te prind. Ți-o iau. Ricci. Ricică. Ia să vedeți dacă o duc după el. O târie cât e de greu. Fuge cu ea. A plecat să-și pierde. Da, acolo e gușa. Gușa ea. Ia fiți atenți aici. Câta granule are în ea. Ia uite. Aude granulele. Mâncate întregi. Din gușă. Da. Nimic scârbos în interior. Deci e doar granula. Granula curată. Deci fiți atenți. Granulă curată. În gușă. Da. Și Nicola Spaiș care se joacă. A venit de la grădiniță și... și au făcut măști. Hai, dă-i tare să te văd. Dă-i tare. Și cum tare cu situ ăsta? Ce frumos, se văd culorile toamnei. Ce-ai făcut, ai căzut, nu te-am prins pe filmare. S-a dus în stradă? Da. S-a trecut la cel de-al doilea curcan, primul a fost tranșat. Și arată o aripă. Ăsta e la mai mic, al doilea, nu? Da, ăla era mai mare, primul. Și o pulpă de la... desfăcută asta. Foarte frumoasă carne. Curat. Ia uite, ficatul, inima, organele. Ia uite. Da. Cam așa se curăță. Se porționează, pus la congelator, făcut o friptorică, o supică, din capuri, picioare și alte organe. Aripioară, răcitură merge făcută. Are ceva grăsime? Sau... nu prea are foarte multă grăsime. N-au apucat să pună grăsime, mai mult au luat carne. Dacă îi mai lăsam vreo lună, două, cam după 7-8 luni. Dacă îmi lași două săptămâni, mai iau 2-3 kg. Iau cam minim 1 kg pe săptămână acum. Cam 1 kg pe săptămână iau, da? Da. Ai era așa, eu multe. Călina, așa era. Da. Care? De anul trecut? Da. Avea o grăsime multă. Ai, da. A fost luat mai devreme de asta. Da, cu două luni diferență a fost. La grăsime. Gata curcanii. Porționați. Acum în 2-3 ape lăsați să se scurgă tot sângele. Și după care puși la pungi. Da, scurge carne. N-au deloc grăsime ăștia, foarte puțină, așa, la fund a fost asta sau pe undeva. Păi alții aveau câte 2 kg la fiecare. Da, da, ei au avut multă grăsime. Și aveau grăsime pe carne, așa, pe... Aia de anul trecut. Da. Ăștia n-au deloc, uite, e numai pielea. Da. E doar pielea și pulpa curată, fără, deci fără grăsime, nu că ar strica grăsimea, numai că... De, nu s-a așa de bătrâni. Gros, te vezi aici un pic de stradă. Da, foarte puțin. Dar în rest e ok. Nu e grăsime deloc, numai carne macră. Carne și pe aripi și peste tot are carne. Curcanul, deci absolut peste tot. O pasăre cu... Numai carne. Da, bineînțeles, sunt și osori, sunt foarte mari. N-are-o. Nu, în sensul că oasele sunt voluminoase așa, știi, când totuși e gros. Dar în rest, uite, și aici, uite, sunt goale oasele în mare parte, uite. Da, da, vezi cum se vede? Are, uite. Da, are carne peste, nu, uite, uite, nu știu ce voiam să filmez asta așa, că n-ai băgat de seamă, uite. Îți goale pe interior, da. Oasele, vezi? Aha. Îți goale, să aerate, da, ca să poată să fie ușor, să poată să zboare. Bine, nu zboară ca un porumbel, dar să se deplaseze, da. Cărniță. Cărniță. Piftele pe care le-ai făcut mai devreme erau de curcan? Da, era de curcan, dar era de anul trecut. Da, mai aveam o pungă, două, de anul trecut. Și am făcut acum la prânz, pauza de masă, pifteluțe de curcan. Genial de gustoase. Foarte bune. Și voi ați mâncat destul, nu? Am mâncat și pisicile pe săturate. Dar să știi, mai tare le activez. Mai ce-ți mai obrage? Mai vor, nu s-au săturat. Dar nu s-a satură niciodată. Da. Trebuie să-i văd. Își fac siesta acum. Acum se scapă.
Gata. S-au săturat, dar mai vrea. Ia avem o pisică care mănâncă până vomită, deci mănâncă ca disperata. Deci Pufii mănâncă în continuu până nu mai poate, până vomită. Nici n-apucă. Ei, nu mănâncă mult, da. Da. Ceva la stomac, da. Uite-o acolo, Pufi, dedesubt, sub băncuță. Cea colorată. Pisică care are 9 ani. Și motanul ăsta de aici, cu ochi albaștri, primul din prim plan, tot 9 ani are. 9 ani și ceva. Pă, unelul stă de pază la poartă. Mi-a dat de simpatic. Deci cât am făcut noi treaba astăzi, a venit după noi. Acum văd că s-au băgat la adăpost în partea asta. A început să bată vântul destul de tare. Dar e cald, adică e o vreme plăcută, vreo 15-17 grade, nu știu câte sunt, dar e frumos afară. Abia aștept să-l văd cu coada formată. Și chiar este destul de blând, adică vine pe lângă noi fără să se sperie, poți să-l prinzi destul de ușor. Salut și ție! Da, și frunzele astea în continuu cad, sunt și mai multe acum. Hai că poate dacă îl bate vântul, le scutură și scap și le adun astăzi și gata. Gata cu nucul ăsta, că mai este celălalt de acolo, care ăla încă nu e prea scuturat. Da. Acum că am terminat cu cei doi curcani, pe astăzi nu mai tăiem niciunul. Mâine vom mai tăia încă doi. Câte doi, nu știu, săptămâna asta măcar jumătate, după care mai vedem în timp. Na, cam asta ar fi cu sacrificatul. Da, un procedeu ca la orice pasăre. Simplu. Cel mai important este să-l cureți foarte bine de pene, îl purlești, îl aranjezi, îl cureți și după care dres. Cam asta este. La fel și la găinușe. Sunt foarte curios odată când, nu știu, poate peste ceva timp, când vom avea foarte multe, să zic, sau nu neapărat multe, când o să am vreo pasăre mai bătrână de mătase japoneză, chiar vreau să văd cum este carnea de la una. Decât să o las să moară de bătrânețe, peste un an, doi, trei, nu se știe niciodată, o să sacrific o găină sau un cocoș de mătase japoneză, să vă arăt și vouă cum arată pe interior, pentru că este foarte interesant, deoarece și organele, și carne, și pielea, tot sunt negre albăstrui, inclusiv organele la mătase japoneză. Am mai sacrificat și v-am mai prezentat și găină de la Bres și alte păsări pe care le-am mai avut, rațe mulard, rațe leșești, românești, de-a lungul anilor, nu doar pe canalul ăsta, ci și pe canalul Activități în Familie și pe alte canale pe care am mai postat în trecut, dar na, o să vedem, rămâne de văzut.